Bun, salutare tuturor, numele meu este și astăzi încă la episodul cu numărul 6, bă băieți din frumoasa noastră care era în aventura noastră cu Cătălin Cârjan și aici am ajuns, bă băieți, nebunie mare în Sferturile Europa League. Urmează să dăm nas în nas cu OM, bă băieți, cu OM, foarte frumos. Am văzut că unii dintre voi puțin mulțumiți că de cine a plecat la Inter, mi-a plăcut că toți premiere erați, nu, 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 era spam, nu pe chat. Da, comentariu era spam cu dar bine, să știi că acum e o carieră mai realistă. Bine ai făcut broker, ai plecat. <gânt> <gânt> o nebunie, bă băieți, avem primul meci tur la noi acasă în care se pare că suntem cam nasolel cu stamina, sincer să fiu. Dar Oscar nu mai face el un schimb cu noi sau care e planul domnului antrenor, că nu prea o înțeleg. Dar nu prea înțelegem, nu-i problemă, intrăm aici în primul meci tur, bă băieți, de acest episod. Vă ușcați și le turul clar în acest episod. După trebuie am ului -ul bă băieți, ca să fie o nebunie mare. Începem direct aici pe stadionul nostru și toamne, nu, nu este văzut de sus. Toamne, unde este? Deci nu se vede stadionul de sus, Ricky. Primul meci în care intru, nu dă acolo o, o, animație cu drona, cu ceva, nebunie totală. Unul să scarpe până acolo la nasoc. Intrăm, bă, băieți, vei se pare că au rămas doar echipe tari în Europa League, se îngreunează treaba. Cătălin Cărjan puțin scund, da, la ăia 18 ani, cam scunduți și el așa. Începem mărețul meci bă, băieți, din Europa League. Îl vedem clar pe Nicola, pe pe acolo pregătit și dăm tare lovetura de star, bă, băieți, să facem o treabă frumoasă. Am, n am mai plecat, după cum clar, vedeți, nu suntem la Arsenal în continuare, chit că am primit o ofertă de la Inter Milano. Dar motivele le-am zis în clipul acela, plus că este puțin mai realist faptul că am rămas și să încercăm să facem spectacol, să o lăsăm măcar în primele patru pe Arsenal ca să facem o treabă frumoasă, înaintăm acolo frumos, nu o greșim. Opa, gata, adică am mai spațiu liber. Dar, uh, Aveți grijă, bă, băieți, cel mai urmărit player, bă, băieți, Cătălin cu numărul 68 în sezonul următor, dar oricum în sezonul următor, adică în vară sperăm să primim o ofertă de aia Blanau, de la un Real Madrid, de un Barcelona, un altceva. Deci cine știe, poate acolo ne luăm un uh, număr 10, devenim de care ceva vedem noi. Pasă totuși mai în față, Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan acolo. Dacă așa frumos pase, dacă mi dăm mai în față, bun, și Cătălin Cărjan cu sprintau, da dar eu calea frumos, ocazie mare bă, băieților. Hai, dați ma cu pasa mai in față, că eu ca, ca că stau mai in uh, spate cât CDM-ul. Hai, nu alergi acolo, fă pafane cu steaguri, cu tot ce trebuie. Acolo, in acest măreț meci de Europa pe care nu ne permite să cam pierdem, Ca dacă luăm gol acasă, cel puțin o să fie nasolel. M Am învârtit acolo pe lângă minge, bun, David Luiz, hai, o pasă mai in față. Si ah, și nu reușesc să o iau. Hai, dau acum, frumos. Încă una la Nicola pe pe dar nu o prind. 90 ceva pe aici și degeaba. Opa, ce bun e David Luiz, bă, băieți. Ce bun este David Luiz. Încălcă acolo frumos. Vedem dacă dă cumva la atacant. Nu, oh, am cerut pasă cu Y Si mi-a dat-o jucătorul din timp. Ah. Petelin Cărjan acolo, frumos. O dăm simpluț și înaintăm, băgăm sprintau. o, și -o duce Marsialul. Da cât mai poate și Cătălin Cărjan, că deja este lău ca asta mine. Dacă reușea acolo, e bun. E bun. A luat, a luat pas, am crezut că e assist. oricum, din faza noastră a început faza frumos. O dat o pasă, tiki -taka. Nicola Pepe cu mărețul gol 1 la 0 care s-ar putea să coste foarte mult Nicola Pepe, bucurie mare Care are de bea două goluri în Europa League Cărjan are vreo 5 da. Dar cu toate acestea Se termine bă băieți Prima repriză cu noi pe atac Și cu noi că foarte puțin stamina Suntem foarte aplaudați Se pare de către fanii noștri De la Arsenal Ei, fanii, Supporter, da, mai frumos zis. Mai continuăm puțin cu această repriză. O să încerc să joc acest match până mi se termină toată stamina sau până chiar mă scoate antrenorul. Până zice el, bă, hai că chiar că nu mai poți. Ești afară. Să în Premier League meci următor să nu jucăm, să-l pe Oscar. Și să avem stamina In pentru Europa League, așa sperau. Da, acum gata, ne nu mai dau, nu mai dau pasul, Nicola Pepe, deja el este cel mai urmărit. Mi-a furat titlul. Lovitură liberă, bă băieți, surpriză mare, William, acolo de bea a intrat și nu stă el la viteză, am înțeles, un fake shot, bă băieți, și Leno, apără Leno, fază frumoasă, bine că nu pierde mingea, hai, frumos, foarte frumos e jucat, adică atâția oameni liberi, pe ai grafat în ultimul hal, bun, hai, dă-o rapid, am înțeles. A, părăle, nu dă o centrare, tată. Dă centrare, că băieți doar pe atac. O pasă acolo printre, nu întârzie pasa. L așteptăm pe Marsial acolo. Hai, Marsial, Așa, acum, ăsta e momentul, da. William, frumos, o pasă la Cătălin. Nicola pe acolo, frumos, o pasă, frumos. Da, noi nu prea a fost. Iar Marcel nu poate să cu portarul pe jos, cu al jucător care nu avea mingea, nu au putut împinge puțin să intri în poartă. Ne facem cu o schimbare tot în tabăra noastră, va ieși Nicola Pepe, Toru și ma, Adama Traore, gata. Păi, sa să vezi grijă, îi dau o pasă aici lui Adama. Adama, du-te tata, ai 96 pe dacă nu mă șel. Adama ar trebui să fac schimbarea la faza aceasta. Cătălin, n-are stamina ca să mai fac un dribbling, un dribbling, cum place mie să zic. Și se face și ultima schimbare în care iese atacantul, deci gata, s -a schimbat benzile și atacantul. Noi nu mai avem nicio șansă să mai facem vreo ceva, e ok, intră la cazet. Deci avem lămă nou, avem rămân nou, avem striker nou. Schimbări total ofensive, doar să nu pățim acum, doamne ferește, să luăm goluți. Dacă băieții nu marchează deloc în deplasare, este perfect pentru noi. Și bun, hai, o pas acolo și Adam Traore. Bă, da, chiar nu pot să fac nimic dacă nu mai am stamina, adică spre preluarele se dau răbuz dacă nu mai am stamina. Da, Luiz acolo să avem măreața grijă. Hai, Leno, două, rapid, doar rapid, Leno. Pac, și se încheie, bă, băieți, meci tur doar 1 la 0, în care dacă mai marcăm, deci odată trebuie să marcăm în deplasare și deja ne-am scos. dacă nu e marcăm, trebuie să termini meci în jur de 3 la 1. Deci este perfect. Leno cu un super save și uh, nu știu ce faze pe acolo. A, ah, da, golul lui Nicola Pepe. Avem meci în cupă. Meci pe care... De ce mă bagă? De ce mă bagă? De ce n-am stamină, bă, băiatule? Serios? O să fac chestia pe care voi o vreți. Da? Deci eu am încercat să o din tot sufletul. O să intru și o cer în primul minut. De te suntem linga întâi. Nu știu ce are domnul antrenor de tot. Ce are cu noi de vrea chestia asta, hai să încercăm să ne alergăm prea mult ca să mai păstrăm din stamina. pasă frumos, Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan acolo, vă bă băieți, nebunie totală. O pasă la Marțial, Marțial, ne dă frumos mingea, iar Cătălin Carjan cu șut de la distanță. Un prime efort foarte frumos, M 12 și ieșim imediat. De deci ce? Am încercat să evit chestia asta, să nu fac chestia asta absolut deloc. Aș, am fost eliminati din cup Bum, deci Oare, bă, și urma semifinala și în au ajuns... Mamă, dar și ce echipe au ajuns în semifinala, bă, băieți, adică... Asta e semifinala echipelor de Liga 2, cred că. Dar ce să-i faci? Am ajuns la 30 de meciuri, bă, băieți, la 30 de meciuri jucate și Cătălin Cârjan în sfârșit, în sfârșit, bă, băieți. Hai de fapt, stai, bă, eu sunt idiot, stai că am vorbit, am vorbit în meciul trecut că... A, dar nu s-au jucat toate meciurile. Belgia și Polonia, da, avem nicio șansă la calificarea campionatului modern. Mai sunt patru meciuri de jucat, bă, băieți, patru meciuri în care noi mai putem câștiga clar 12 puncte. o să fie dificil, o să fie dificil tare, suntem pe locul 4 și avem meci cu Belgia și Olanda, o grupă a morții. Eu m-am uitat doar în episodul trecut, a zis gata, deja s-au jucat calificările, nu știu ce, era imposibil, dar, de fapt stați, stați că nu e așa. Avem grupa morții totală cu Norvegia, care are doar 3 puncte, cu... și... Oh, şi... și surpriză mare bă băieți, pentru prima oară convocați la națională, convocați imediat pe meciul cu OM, dificil, dificil de aici. Ce mai probabil o să jucăm, o să jucăm, da, o să vorbesc cu, o să fac aceeași chestie și în următorul meci cu Newcastle, pentru că e mai important meciul cu Belgia. Deci, acest episod, bă, băieți, se pare că avem returul cu OEM și meci cu Belgia, nebunie totală și de data asta avem stamina. Și în episodul următor, bă băieți, vom avea un mare match cu Polonia nebunie totală. Bine, dar deci ce sper eu acum e că dacă tot uh, mă bag în un stop, o să mă bage și domnul Mirel Rădoi în ambele meciuri și sperăm. O pasă interesantă la Cătălin Cărjan, un călcăi acolo frumos, dar total în offside, înaintează Nicola Pepe. Băi, nu mai stai deloc gândul la meciul asta cu OM Deja urmează, bă, băieți, pentru prima oară să fim convocați la națională. Și deja, băi, mă ia așa un fior, grupa morții. Ce meciuri? Avem meci împotriva lui Lewandowski, avem meci împotriva lui... Împotriva Belgei, care la momentul actual, în realitate, Belgei e cea mai bună echipă. Dar dă-mă, pasă-mă dacă-și acolo. Mamă, ce fake-o fost asta. Cătălin Cărjan total în atac, frumos şi... mai stăm puțin. Jucăm pase rapide și din partea mea dacă mi-ar da mie o pas. Pare că Arsenal o joacă destul de defensiv. Este bine, am ținut maxim sus, am vrut să dau pas la RB, dar dacă eu țin la maxim, cred că s-o că am ținut la maxim pe aia. Da, jocul de pas cu -i vrea. Vine acolo un tackling. Okay, și... Se apar bine o nu vrea neap... Da, și nasul, dacă și-au gol, deja poți zic că se eliminați. Înțeleg de ce se apără chiar atât de insistent. Gata, Link acolo îl blochează foarte frumos. O pas la placa Z, bă, da. Ajungem în pragul ăla, bă, băieți, în care nu mai suntem mulțumiți de jucătorii noștri. Vrem ceva mai bunut și acel lucru mai bunut și mai probabil o să vină tocmai din uh, vara următoare. O fază în care ce să vedeti O să cerem și poate sperăm că vom fi transferați de o echipă de top. Pasă bună. Hai să jucăm mai frumos. Hai. Pam, pam, pam. Mai ne puțin. Nu-mi nu dă pasă. Ba da, îmi dă pasă, dar cam târziu. E aici Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan, Cătălin! Nu de doi apărători Cătălin Acolo printre 2 doi jucători Cătălin Cărjan Se duce mai în spate Să-l ajute cumva pe la cazet La cazet Îi dă pasul lui Cărjan Și apără Mandan Da oh, Mandan da Ține echipa în meci. Chiar Cred că pentru prima oară E ținuți aici la corner Andrei Vlad o scoate cu știel mai bine. A... Dar, a, ah, la prima reviziune am tăcut, n-a știut să Să termină, bă, băieți, prima repriză, o repriză care o să foarte multe lucruri. Pentru că, la fel, Arsenal joacă extrem de defensiv. Și îți doresc că e plascorul ăsta descalificat, adică nici nu prea se grăbesc atât de tare. Mă gândesc că dacă o să și gol, o să aruncim ca pe atac. Că după aia, da. Petelin Cărșan, demarcat foarte bine, ne și anunță că avem meci cu Newcastle. Hai, hai, bine, frumos, că Tălin Cărjan îl așteaptă acolo pe la Cazes și asistul care duce Arsenal, -ul, Arsenal un sfert, gata, la acum acolo, bucurie extraordinară, adică o ratat omul, nu știu să o pas cum trebuie, dar na, dacă eu pun pe tavă, ce să vedeți, bă, băieți, a, o trebuie să mai marcheze trei goluri ca să ne elimine, nicio șansă de iar să schimbă, intră Traurei, gata, așa fac de fiecare dată când mai intră, Traurei, dita mai bestuța de om cu 99 physical. Cătălin, o pasă bună, îi dăm foarte frumos aici și inaintam doar că, doar că, la caz ziceam, o pasă nu știți de. dacă aș știți de o pasă, poate am mai reușit să mai marcăm un gol cred că deja suntem ca și trecut mai departe. Și un fines în care am cam văzut o poartă, eu sincer să fiu. Opa, cine a văzut jucătorul, ce tactici, bă la Arsenal. Dar Nico, ăsta, Nicola Pepe, Cătălin Cârjan, nu se lasă, nu se lasă. Înaintează foarte frumos mai în față, dar O pasă mai, hai, o pasă mai... Bun, Cătălin nu pierde mingea, Pasă frumos. Hai să vedem aici cum o vădăm Elegant cât de cât. La cazet, la fel. Vrea să o șuteze, da. da. dacă nu o dau eu pe prea bine. Iesi la cazet, bucuria. Feblețea mea care m-a ajutat foarte mult în acest match Îi mulțumesc foarte mult. Hai că ai dat-o, ai dat-o bine. Adam, ai dat-o. Deci, chiar, chiar nu eram ținut de nimeni. Mulțumesc de pasă. Frumos. Cătălin Carjan la balon. Cătălin, dacă reușește cumva să dea atacant. Dar chiar, cine e asta, mă? Crezut că intră Martial și direct o să mă ajut, am mă gândesc că e tot un tânăr cu potențial. Gata, adică să joacă. O văzut domnul antrenor că deja ca și trecut mai departe. Mai las acolo tinerele speranții. bă băieți, să mai evoluezi mai mult. E drăguț, frumos gest, că mai bagă de rezerve. A, oh, driblat acolo Cătălinus. Cătălinus de Blatus, dar înainte foarte frumos. Hai mă, că... Mă, da, cât te duci cumva mai în față, promit că îți dau... Hai că a oprit, a oprit arbitru ce -a în faza care trebuia. O ținut cu ca să nu mai dăm un gol. E, cu noi pe Atac cu terminat foarte frumos, foarte elegant. Razdan și noi în gol. Dani mulțumim și cu un asist, iar acum, bă, băieți, urmează o fază foarte importantă. Chiar am văzut ce a făcut Inter-ul. inter, -ul. inter -ul, a trecut mai departe, bă băieți, au câștigat cu 3 la 1 și au dat mai multe goluri în deplasare și Inter trece mai departe. Surpriză mare. În primul și în primul rând, era, era posibil un meci în Premier League. In Premier League, guys, but băi, n-ai cum, n-ai cum. Deci avem mai puțin decizii este stamina și când ne las titular. Ce am făcut? Ce am făcut, bă, băieți? Deja, deja, e bug, fără Caterinca adică deja ne bagă chiar din orice prostie. Un match aici la băieți acasă, nebune totală, doar că eu vreau schimbare. Doar că eu aș prefera o schimbare. De nou când cer schimbarea, nu joc meciul la noi acasă, deci o să mai mă mișc puțin pe teren. Bun, ei se minge imediat afară, deja e minutul 3. Direct schemă de legantăi, Kiki Raha, nu mă interesează Premier League atât de tare în momentul de față. 1 la 1, Nicola Pepe, băi, Oscar nu joacă, ce schimbările astea? De pe locul 2 în campionat, pe ce loc am ajuns, bă băieți? De pe locul 4 la o egalitate, dar la un singur punct. Nu mai avem nicio șansă la campionat. Liverpool s-a distanțat în ultimul hal. Spurs uh, Wolves, asta e la 5 puncte de Europa League. Bă, măcar bine că o să Arsenal undeva. Sus, facem ultimul nostru antrenament, bă băieți, evoluăm, avem doar note foarte mari, avem statusuri foarte bune Ce începe nebunia total, dramatism total Înaintăm foarte frumos la calificările spre măreițul meu cu Begea din acest episod Datorită faptului că am trecut mai în față, am aflat și cu cine am picat și tobele vă rog cu o echipă din Franța. Ok. Includ, easy peasy, lemon squeezy. Dar ce mă interesează? Cum adică? Am 79 VR. Nu suntem convocați. De ce? Uite cum joacă băieții ăștia. Se poate adică Vă prefera pe Budescu, bă băieți. Vă prefera pe Budescu în locul meu. Potriva lui Courtois, lui Hazard, lui Lukaku, lui De Bruin. Ce au zis, ce o să fi gandit astia, nu-mi dau seama. Radu cu alt radul. în poartă, Coman cu Denisman, cu Andone atacant. Dezaamăgit total. Băi băi, tot ce mai avem de făcut la momentul actual este să sperăm, să sperăm din tot sufletul nostru că experiența aș va pune cuvântul 3 la 1. Am avut un singur șop pe poartă. Și se pare că Olanda se încurcă și Polonia la fel, suntem pe locul 5 bă băieți, Republica Cehă pe locul 8 Am înțeles, pe locul 8 și acum avem meci În teorie dacă găstigăm avem șanse și la un locul 3 Iar acum bă băieți, se pare că Merel Rădoi l-a inclus în primul 11 pe Cătălin Cârjan care la vârsta de 18 ani Mirel Rădoi îl convoacă la echipa națională și acolo cuvinte doar de laudă, dar mă înțeles. am pus acolo doar ca să am imaginea timer-ului să pun în față în stânga. Iar acum, bă băieți, suntem titular, clar, te facem o figură foarte frumoasă. Cărjan, minus 3, dar nu contează. Stan cu un atac, mam, ceva mai lent chiar nu exista, Coman cu băluță, băluță în formă, Radu puțin obosit, Rezar cu une... Akamora, hai mă, ce echipă e asta? Nu poți să fac absolut nimic să o schimb, nu știu, nu ce Răzvan Marin are minus 5, că el oricum se comportă ca un CDM. Dar asta e, poate nu prea joacă la echipa lui și de asta, ba nu, că n-are legătură. Ne vom controla doar pe noi, suntem băieți finuți, n-are rost să control toată echipa. Începi bă, băieți, debutul lui Cătălin Cărjan la echipa națională. Aici vedem omul invizibil, nebunie totală, dramatism total. Ce frumos, Aaaa, la pe național arena, pe, în, în, ce loc mai potrivit putem debuta, bă, băieți, decât la noi, acasă, pentru calificările, pentru campionatul mondial. Echipa de pe locul 5, adică noi ne vom lupta cu echipa de pe locul 4. Meci greu, meci decisiv împotriva Olandei. Am avut și o grupă noi, adică am avut o grupă. O grupă, nu cu o grupă. Mulțumesc că pune sare pe rană și anunțați acolo că avem și gol la micuț. Polonia, mă, dar nici, dacă la egalitate. O fi total dificil. Se cântă foarte frumos simplu. bă, băieți. Cătălin Carja, numărul 68. Am vrut să încerc să fac trucul cu numărul 11. Poate mi-l schimbă, dar nu s-a întâmplat nimic. Limnul României, bă, băieți, debut extraordinar. Praga acolo de picior și începe, bă, băieți, meciul național al României. Frumos, trec acolo, Cătălin Cărjan. Depozitează pe unii, Stanciu, Stancu, Stanciu, acum iară Stancu. Mi-am dat pas în timp ce cer pas. a Aoleu, ce iubesc, așa. Bun, acolo, a blocat măcar o dată. A doua oară, hai mă, luați mingea de la olandești, mă Luați mingea că nu este greu, așa din partea mea puteți să și facultați Hai, hai, dă-o, dă rapid, dă rapid Dă-o, dă mai la Băluță, Băluță, tu trebuie să ai sprinta o Băluță, dă rapid, Băluță Hai Stanciu, care o fi acolo, oricine, oricine Hai Coman, Coman, gol Din pasa noastră, ce efect acolo Florinel Coman E pasul către Ligărgean, cum leau acum în brațe imediat Mamă cum am alergat aici, aveam totul pe roșu, mi-am stricat total poziția, nu-i nimic, reușim o pasă Coman ca glasa a doua, mai întâi opresc, apoi o dau Bă, o dat la sigur, a fost calm, stop și dau, stop și dau, așa se învață Frumos, fraieritos, Coronel Comand, zecarul, decarul, cu al doilea gol din calificările spre Champions Hai, slime, cupa mondială, spre calificările cupei cupe mondiale, mă obișnuit cu Champions League Asta de prea multe ori și deja gata, mi-a intrat în sânge. Bine, acolo, cărja stă pe fază, înaintăm din nou, băgăm viteză, băgăm viteză, dă-o-mă, dă-o-mă, dă o dă o mă dă stancu, pardon. Stancu ne trimite cumva și din nou, cărjar cu o pasă la Florinel, al doilea asist, gata, să schimbă, ci Denisman cu Florinel Coman s au schimbat cuprul de atac, bă băieți, Cărjan și Coman, ce mișto sunt, C, Că, double curile. Au început și vecinii de a mașina, de supărare. Coman aici, bă, o cam dar puțin pe lângă, minge o trasul și în forță, dacă o pe asta Florinelu. O trasul la cam strâm, nu-i problemă, portarul nicio șansă o mai scoată, deja al treilea gol, bine mă, nebunie totală. Două asisturi, așa a început și la Arsenal să dăm doar asisturi, n-am putut să marcăm, așa face și la echipa națională. Îți bune și pasele, bă băieți, bune și pasele. Cătălin Cârjan, din nou pe fază, nu pierde mingea. Chit că eu am fost depunctat că am pierdut mingea, am înțeles. Cătălin Cărjan, Cătălin Carjan îl simte acolo pe Baluța. Baluța. ne-au așezat-o frumos, dar ce rău am șutat-o, bă, băieților, bă. Ocazii mari pentru un 3 la 0 împotriva Olandei, pe Național Arena în debutul nostru. Băi, dacă ne-au băgat rădoi și în meciul cu Belgia, s am pierdut puncte importante, bă, băieți, suntem la Polonia, cred că acum suntem la o distanță de nici nu știu câte puncte. Am înțeles, apără Radu, apără Radu! Ce bă, în care mea mai apără, mă așteptam să apere, dar în asta chiar că nu. Bun, acolo jucăm calm, așa, bine. Bun, dă-o înapoi ca să nu scad prea mult din notă, așa, puțin egoist clan. Hai înaintăm, Cătălin Cârjan. Pac, o pasă frumos cu călcăi să nu o pierdem. Stancu acolo, cum ne-o dat-o, Stancu, clasa a doua, dar se termină foarte frumos. Cred că au fost 0 minute. La pauză trecem mai departe în a doua repriză cu un avantaj de 2 goluri, bă băieți. Atacantul lor lăudat cu a, udat, că a avut și el ușor pe poartă, dacă Cârjan că a dat două asisturi sau că, că a dat dublă, nu contează. Noi cu mâna pe sus, atâta contează, noi eram așa. Belgia 1-0 Polonia tot 1-0. Primele două clasate conduc. Nota 10, bă, bă deja avem nota 10. 10, ce mai vreți? 10! Noi suntem cei mai buni. 10! Național Arena. Scapă băieții frumos pe atac. Noi foarte defensiv, nu cât defensiv. Să avem grijă. De Jong acolo, Răzvan Marin la De Jong, de la jucători de la Cagliari la Barcelona. L oprim frumos acolo, ne-a împins băiatul, fără penalti. Și cum mișca plasa, bă, băiatule, că m-a speriat. Nota 10, se vede chiar acolo frumos jos. Cătălin Cărjan, pas la Florinel Coman. Nu s-a văzut asta aproape deloc. Hai așa, așa combinăm. Combinăm frumos. Stanciu! te uita la mingea e dacă e. Da acolo la Cătălin Cărjan, să-l oprească cumva, nicio șansă. Hai că mulțumesc de pasă, Florinel. Hai să vedem dacă reușește cumva Florinel să ne dă și nouă cumva. Cerem o centrare. Dar este doar un corner. E bine, cred că la noi se va face... A, nici o să am înțeles. O schimbare la, cred că, o bandă a intrat. Nota 9.6, că stăm prea în atac. O pasă frumos mai în față, să avem uh, Grijuleanu. Și Cătălin Cărjan, cu viteza lui extraordinară. Pam! Vedem ce va face atacantul. Absolut nimic bun și, uh, ce a fost asta, nu știu. Olanda cu o posesie clară de 70% doar cu un singur și pe poartă, bă băieți, și ăla scos de Ionuț, Andrei, Radu, băieții pe atac și acolo cred că e Camora, se descurcă foarte bine, cred că e Camora ăla, tot noi avem mingea, bă, ce zeuți, pac, hai să o jucăm frumos, nu pierdem, așa, am scăpat de ei, așa jucăm, înaintăm frumos, Pam, hai, nu o pierdem, nu o pierdem, nu o pierdem, nu o pierdem, nu o pierdem. Jucăm stanciu de o azi. Stancul la stanciu, de fapt. un fault pe atac, sper că nu era offside. Iese Florinel Comat, intră Mitriță, gata, nu mai dăm goluri, nu mai putem. Câțuleanu. tot Cătălin Cărjan, cel mai bun câbă Cătălin Cărjan acolo. Gata, înaintăm frumos. Și unde ești Mitriță? Unde ești Mitriță? Că nu te simt. Nu te simt. Hai sa ne frumos. Hai, un hedric în pase, bă băieți. Miroase mă în pase. Dar te-ai dus bine, băluță. Te-ai dus bine rău. Te-ai dus bine rău și acolo nu mai puteam face absolut nimic. Hai, mai dau o dată. Frumos. Hai, o pasă mai în față. Hai, dă că eu băiatul cu asisturile. Eu sunt băiatul cu asisturile. Hai, da întârziat. ați întârziat. N-ați avut viziunea mea. Hai să băieții cu ultimul lor atac, nu mi-au șanse să ne mai înfrângă, mai au timp să mai dea un gol din noroc, dar sperăm că nu. Nici pe acesta nu-l dă, apropii eu imediat, hai da mi o pasă. Încercăm să vedem dacă mai dă una mai în față, nu! Câștigăm bă băieți, 2 la 0 România, victorie împotriva Olandei și sunt șanse mari să trecem pe locul, uh... cred că vom trece pe locul 3 cu această victorie. Vedem Belgia 3 la 0. Polonia 2 la 0. Băi, băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Un episod extraordinar în care puțin supărați că n avem șanse mai departe. Vedem dacă m-a spus ne la 7 puncte de Polonia. Băi, e trist că am pierdut cu Belgia. La 7 puncte de Polonia. Singura noastră șansă, uite, Polonia mai are meci cu Olanda. Sperăm că Olanda va bate Polonia. Cumva păcare care Polonia mai are meci cu România. Dar nu, deja s-a dus calificarea. Nu, no, gata, de fapt și eu ce mai calculesc Mai sunt două partide care s-a dus calificarea, din păcate. Deci mai probabil meciurile cu România, care noi mai avem meciuri doar. Hai să vedem tot. Da, de ce mai avem meci? Cine ne mai confruntăm. Avem România, Norvegia și România, Polonia, echipa de pe ultimul loc și echipa de pe locul 2. Asta au fost o grupă imposibilă. Ghinion când l-a lăsat în meciul cu Belgia, că dacă mai scuteam pe acolo o victorie, aveam acum 13 și mai aveam vreo șansă cumva, cumva, pentru o menune. Dar asta e bă, băieți Sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. România out de la campionatul mondial. Poate vor reuși la european dacă mai simulăm ceva, că o să mai lungesc ceva seria asta, Speră că lucem pe Cărjan, așa undeva prin 2025, 2026, cine știe. Dacă v-a plăcut foarte mult acest episod vă place foarte mult această serie, neaparat să apăsați butonul de like și să vă abonați cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când vei posta clipurile mele cu FIFA. Asta e băieți, mergi mai prost. <laughs> cum se zice, a fost un episod foarte fain. Bă, băieți, numele meu este DS, vă salut pe toți cei care sunteți acum pe premieră și dacă sunteți pe premieră, neapărat să dați și un comentariu acolo ca să vă las câteva inimioare, elegant, frumos. Numele meu este DS, aveți o zi extraordinară, vă salut!